Salutare, drag absolvent al clasei a 12-a. Nu pot să-ți spun să nu ai emoții, pentru că emoțiile sunt firești. Însă te sfătuiesc să-ți controlezi emoțiile. Și unul dintre lucrurile pe care le-am făcut eu pentru a-mi controla emoțiile a fost ca în dimineața examenului să mă trezesc și să mă rog. Să mă rog ca Dumnezeul oricărei biruințe să fie alături de mine, să-mi dea har și să-mi dea pacea Lui. I-am mărturisit că vreau să fiu cinstită și că vreau să-L onorez. Și Dumnezeu a fost cu mine. Dragule licean, știu cât de tulburătoare sunt aceste zile pentru tine. Știu că sunt zile de foc. Sunt zile în care ai mari temeri și mari îngrijorări. Însă sunt aici să te încurajez. Sunt aici să spun că sunt mândră de credincioșia de care ai dat dovadă în toți acești ani. Sunt mândră de faptul că, în mod special în ultimii 4 ani, ai fost o lumină. Ai fost o lumină pentru cei din jurul tău, pentru cei din clasa în care Dumnezeu te-a așezat. Sunt mândră de faptul că s-a văzut chipul lui Hristos în tine tot mai mult, pe zi ce trece. Și mă rog să se vadă în continuare. Caracterul contează mai mult decât orice altceva, decât toată informația pe care o știi, decât tot ceea ce ai acumulat de-a lungul acestor ani. De aceea, nu copia. Muncește! Poate este puțin cam târziu pentru sfatul acesta, pentru că probabil mai ai un examen sau două, dar acest sfat te va ajuta nu numai acum, ci și de-a lungul întregii tale vieți. Muncește, pentru că, după cum spunea cineva, nu există nicio cale regală pentru a fi un om educat. Trebuie să muncești și să ajungi un om educat ca toți ceilalți, prin disciplină și muncă. Știu că treci printr-o perioadă mai dificilă din viața ta, dar nu descuraja, Dumnezeu e lângă tine. Știu că te lupți cu emoțiile, dar dacă ai muncit, de ce lași acest sentiment să te copleșească? Ai încredere în tine. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Frica te paralizează și să nu-ți fie frică, ci pur și simplu gândește-te că ai învățat, înveți, o să-ți dea la examen doar ce ai făcut și doar să te liniștești. Și în momentul în care te-ai liniștit, atunci o să poți să dai și randament. Primul sfat pe care l-am este să te odihnești înainte de fiecare examen, să te pui la somn la oră rezonabilă, să nu stai să-ți repeți teoria și operele și anii la istorie și problemele la bio sau la mate până la 3-4 dimineața, pentru că te vei trezi obosit și nu o să poți să dai randament la potențialul tău maxim în timpul examenului. Pentru a nu avea emoții, nu considera că bacalaureatul este sfârșitul lumii, pentru că nu este. Bacalaureatul este un simplu examen, un test, la care trebuie să înveți mai multă materie. Atât. Vor urma lucruri mult mai grele după aceea. De aceea, stai liniștit. Succes! Să mănânci ceva înainte de examen, să nu te duci pe stomacul gol, este important să fii pregătit atât din punct de vedere al cunoștințelor, lucru pe care l-ai făcut cu săptămâni și luni în urmă, până în momentul de față, dar este important să fii pregătit și din punct de vedere fizic, să ai energie și putere să te poți concentra pe parcursul a celor 3 ore în care trebuie să-ți înșiri în mod ordonat și clar ideile cu privire la subiectele abordate de acest examen. Nu te stresa inutil, e riscant să faci lucrul acesta. Sunt sigur că te-ai pregătit, sunt sigur că poți să iei acest examen cu foarte bine și nu ai de ce să te stresezi, să te panichezi, pentru că nu-ți va aduce niciun beneficiu și sunt sigur că îți dorești să scapi de acest examen și să scapi cu bine și poți să faci acest lucru dacă ești odihnit la fiecare examen, dacă nu te duci flămând și dacă nu te stresezi inutil. Ce este îngrijorarea? Îngrijorarea este ca un balansoar. Îți dă ceva de făcut, dar nu te duce nicăieri. De aceea, te încurajez să nu te lași acaparat de îngrijorare, de teamă sau de emoțiile pe care le ai, ci în schimb, încredințează toate acestea în mâna Domnului.
Sunt sigură că dacă tu ți-ai făcut partea, Domnul te va ajuta să treci cu bine și peste această etapă grea din viața ta și sunt sigură că vei ieși biruitor din asta. Și când o să intri în sala de examen, înainte să te apuci de lucrare, roagă-te, pentru că Dumnezeu e Cel care îți amintește tot ceea ce ai învățat, liniștește, El îți dă pacea, îți dă liniștea și încrede-te în El. Și mă rog ca, inundat de această pace, să poți străluci pentru numele Său, să poți străluci pentru gloria Lui și să poți să-I dai glorie pentru tot timpul și energia pe care ai investit-o în tine în acești ani. Mă rog ca în toate să-L glorifici doar pe El și ținta vieții tale să fie să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Fii binecuvântat!